Canotoarele Clubului Sportiv Municipal Călăraș au obținut rezultate excepționale la campionatele mondiale derulate în perioada 25-31 iulie în Italia. În urma participării la competiție, Ana Maria Matran a obținut medalia de aur în proba de 4 vâsle, iar Cristina Druga a câștigat medalia de argint la proba feminină de 4 vâsle. Este vorba de două competiții foarte importante, deși s-au desfășurat în același loc. Este vorba de campionatul mondial Under 23, o luăm în ordine ierarhică așa, unde am avut două sportive participante la Varese, în Italia, s-a desfășurat această competiție și au reprezentat cu cinste România, ocupând locul 2, Cristina Druga, vicecampion mondială de tineret sau Under 23 și Timoc Iliana, concurând în barca de 8+1, a reușit plasarea pe poziția 6 în finală, într-o probă foarte, foarte disputată. Vă spuneam de Druga Cristina, care a reușit să câștige argintul. La fel este într-o creștere continuă. Ea participând și la campionatele de senior, este în lotul olimpic de senior și urmează imediat la sfârșitul lunii august campionatul european de senior. Si vince il titolo di campione d'Europa nella specialità del 4 di coppia, continua ad allungare la Polonia, all'esterno c'è la Romania, forte del titolo europeo del 2021 che vuole confermarsi. Romania changed gears and as we were saying from the start they were able to push back towards the end of the line, so it's Romania crossing the line and getting the gold. Winner of the gold medal in the 2022 European Rowing Under 19 Championship. Vincitrici della medaglia d'oro e campionesse d'Europa 2022, Romania! A două zile distanță a urmat campionatul mondial de juniori, Under 19, se numește mai nou, unde ne-a bucurat foarte tare și a confirmat valoarea de excepție Matrana Ana Maria, care a câștigat medalie de aur și titlu de campion mondială în proba de 4 vâsle, proba în care este și campioană europeană. Mai tânăra, să spun, mezina echipei Ifemi Bianca, Camelia, este cu 2 ani mai mică decât vârsta de participare, deci este under 19, iar ea are 16 ani și puțin. A ocupat, eu zic, un loc onorific, loc 8,